Credincioșii ortodoxi au participat în această seară la slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citit ultimul fragment din Canonul Mare. Acest lung imn liturgic ritmat de cererea Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, care amintește de rugăciunea Vameșului, reprezintă o meditație biblică și o rugăciune de pocăință. Credincioșii din capitală au venit și în această seară la Catedrala Patriarhală pentru a participa la rânduielile liturgice speciale din această perioadă. Slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citită ultima parte a Canonului Mare, a fost oficiată de Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale. La finalul slujbei, Părintele Arhimandrit Clement Haralam a vorbit despre necesitatea postului. Postul nu este numai schimbare de hrană, ci este o lucrare mult mai deplină, care angajează întreaga viața noastră, înscrisă în ființa noastră, chiar de când am primit botezul creștin, în numele Sfintei Treimi. Postul angajează în lucrarea sa sufletul și trupul credinciosului, pentru că este un mijloc de curățire a păcatelor și sfințire a vieții, de disciplinare a pornirilor păcătoase din om. Este o metodă duhovnicească de prefacere a ființei noastre, o lucrare de înnoire care ne pregătește pentru viața veșnică. Numai cu acestea ne putem pregăti cum se cuvine pentru a ne învrednici de Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine, cu care tot creștinul este dator să se împărtășească în acest sfânt și mare post al Paștelor, ca să putem întâmpina cu bucurie duhovnicească și înnoit sufletește sfânta și mare prăznuire a creștinătății, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, așa pregătiți, să putem și noi învia din moartea păcatului și să intrăm în bucuria cea negreită a Domnului nostru, de care pe toți să ne învrednicească prea bunul și milostivul Dumnezeu. Sfântul Andrei Critanul, autorul Canonului Mare, a fost un episcop misionar care a construit biserici, a înființat mănăstiri, a dezvoltat lucrarea filantropică a bisericii și a compus mai multe cântări liturgice.